Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă etalare în dragoste, o nouă etalare cu titlul Tu și el sau ea încotro. Să vedem de această dată ce ne vor spune cărțile despre voi, despre cuplul pe care îl formați, despre această relație pe care o aveți de ceva timp. Să vedem încotro se orientează aceasta. Da? Spre ce vă îndreptați amândoi. Și haideți să vedem prima carte în etalare. Iată că această carte vorbește despre bârfe, despre lucruri, poate unele nu foarte fericite, pe care le auziți fără să vreți despre voi. Da? Sau poate că sunteți îngrijorați sau îngrijorat sau îngrijorată, draga mea sau dragul meu, despre aceste bârfe care se pot naște despre voi. Da, sunteți îngrijorați că lumea va vorbi despre voi și mai ales aveți grijă la anumite persoane din viața voastră, pentru că este posibil ca aceste persoane să vâneze aceste bârfe și să vină la voi să vă spună: vai, dragul meu, dar draga mea, ai auzit ce se spune despre tine, ai auzit ce se spune despre voi, și să vă înșiruiască o grămadă de minciuni pe care dumneavoastră să le credeți și tot așa mai departe. Adică cel mai bine ar fi să vă detașați foarte frumușel de aceste bârfe, pentru că nu vă fac niciun bine. Da, este cel mai bine pentru voi să vă vedeți de treburile voastre, să vă vedeți de viața voastră, de relația voastră, așa cum este ea, să faceți tot ceea ce credeți că este mai bine pentru voi, pentru a îmbunătăți lucrurile în parteneriat, pentru că, bineînțeles, că totul depinde de voi, da? De modul cum reacționați la realitatea voastră și de modul în care acționați atunci când vă doriți ceva în viața voastră. Așadar, dragii mei, nu vă mai faceți griji în legătură cu bârfele, da? Încetați. Și următoarea carte, dragii mei, iată că se referă la acest mesaj foarte frumos în legătură cu o casă. Poate că v-a bântuit foarte mult timp ideea de a vă face o nouă casă și vă doriți să începeți o viață nouă alături de această persoană dragă vouă, în această nouă casă, da? Doriți să construiți această casă. Se pare că în aceste momente mulți dintre voi aveți și bănuții respectivi pentru a face aceste demersuri, sau dacă nu îi aveți, văd că vreți să faceți un credit în bancă care să vă ajute să puneți bazele acestei clădiri, cel puțin să începeți să o construiți exact după planul pe care îl aveți de multă vreme. Da, văd că ați discutat foarte mult și cu partenerul sau cu partenera voastră în legătură cu acest proiect și vă doriți să faceți cât mai rapid acest lucru, pentru că aveți gânduri cât se poate de serioase în legătură cu voi. Vă doriți această schimbare în casa voastră, da, pentru că acum văd că fie stați în chirie, fie stați într-un loc care nu vă place deloc. Și este inerent, da, să faceți această investiție pentru voi, pentru viitorul vostru. Iată că vă doriți acest nou cămin pentru voi, această locuință nouă din care să faceți un adevărat loc pe care să-l numiți acasă. Da, despre această locuință a visurilor voastre vorbim aici. Și despre faptul că această locuință va deveni locul vostru, adică cuibul vostru. Da, o carte foarte frumoasă care se deschide spre viitorul vostru, în care se creionează o parte din acest viitor, exact așa cum va fi cu voi doi în această căsuță sau în această casă, poate vreți să fie o casă mai mare și poate că vă doriți o familie numeroasă. Haideți să vedem și următoarea carte, iată că este a flăcărilor gemene. Este clar, dragul meu sau draga mea, că ești alături de persoana cea mai potrivită, alături de care puteai să fii în acest moment. Da? Tu ai ales această persoană lângă care ești acum sau persoana la care te gândești, ce știu eu, poate că ești departe de această persoană în aceste momente.
Dar văd că sunteți foarte legați și văd că există și o comunicare telepatică între voi doi dacă sunteți la depărtare, da? Tocmai datorită acestei conexiuni, conexiune de suflet care rezistă dincolo de timp și spațiu. Sunteți exact doi poli opuși care se atrag fără încetare, da? Sunteți yin și yang. Aveți această conexiune de suflet intensă care acționează în orice sector al vieții voastre. Da, este o carte care vă aduce din ce în ce mai aproape și, după cum spuneam, chiar dacă unii dintre voi sunteți la depărtare unul de celălalt în aceste momente, văd că este foarte posibil să vă întâlniți în viitorul apropiat și să fiți din nou un cuplu, așa cum este obișnuit publicul larg să-l știe, da? Adică unul alături de celălalt, să stați amândoi. Oamenii sunt obișnuiți cu ideea de cuplu, adică să stea împreună, da, cei doi. Exact așa vă doriți și voi pentru viitorul vostru apropiat. Hai să vedem și următoarea carte. Iată că această carte se referă la dorința voastră de a activa și mai mult dragostea în viețile voastre. Se pare că unii dintre voi veți trăi un real proces de trezire, da, de conștientizare și mai mare a dragostei pe care vă leagă de persoana voastră. Pentru prima oară, poate în viață, sunteți capabili să faceți fapte mărețe, sunteți capabili de schimbări deosebite în viața voastră, numai de dragul acestei persoane, da? Cu alte cuvinte, ați face totul pentru această persoană, de dragul ei. Vă deschideți inima într-un mod deosebit vis-a-vis de această persoană și împreună cu aceasta văd că nu faceți altceva decât să ascensionați, adică să vă ridicați spre culmile dragostei, da? Spre culmile flăcării gemene din care faceți parte. Da, iată că sunteți flăcări gemene și între voi în același timp se deschide sau se aprinde acest foc al pasiunii intrinsece, al atracției deosebite care este menită să existe între voi întotdeauna. Da? Încă din momentul în care v-ați cunoscut și până la sfârșit va exista această atracție între voi doi. Haideți să vedem și următoarele cărți din tarot. Au ieșit trei cărți, o să le iau pe toate trei. Da, prima carte este Zecele de Cupe, dragii mei, care vorbește despre o perioadă extrem de frumoasă, o perioadă glorioasă care te așteaptă alături de partenerul sau de partenera ta. Te așteaptă o nouă viață alături de acesta sau de aceasta, o nouă viață exact așa cum ai plănuit, exact așa cum te-ai gândit întotdeauna că ai dori să ai alături de partenerul sau de partenera ta. Îți dorești să fii fericit sau fericită, poate că mulți dintre voi vă doriți acea viață pastorală undeva la țară. Vorbeam mai devreme despre dorința voastră de a vă face acea casă, poate că exact acolo vreți să vă faceți și căsuța voastră, unde să trageți în mod liniștit, să aveți parte de liniștea, de relaxarea menite vouă. Văd că sunteți înconjurați de oameni buni, de oameni frumoși, dar și de copii care se joacă în voi. Acești copii pot fi ai dumneavoastră sau poate că vor fi ai voștri în viitorul apropiat. Poate că vă doriți să aveți, după cum am spus, o familie numeroasă, cel puțin doi copii. Da? Văd că acest lucru este foarte posibil pentru voi și bineînțeles că omul este menit să viseze atâta timp cât trăiește, așadar și voi
veți visa cu ochii deschiși în continuare în a vă creiona această viață pe care vă doriți și iată că Universul vă va răspunde pe măsură, vă va aduce în viața voastră exact acele elemente pe care vi le doriți. Și hai să vedem următoarea carte, dragii mei, iată că este Regina de Săbii. Această carte îmi indică faptul că în viața ta, dragul meu sau draga mea, este cineva care este foarte hotărât, foarte dârz, da? Fie că este el sau ea, această persoană, fie că este altcineva, fie, văd că această persoană este dornică să ia o hotărâre, da? Și va tăia, ca să zic așa, în stânga și în dreapta, în dorința de a face ca această hotărâre să fie cât mai repede împlinită pentru sine sau pentru viața sa. Dacă tu ești această persoană, dragul meu sau draga mea, să știi că decizia îți aparține și că nimic nu te va împiedica să mergi înainte exact așa cum îți dorești. Dacă ești alături de această persoană dârză, foarte concisă în gândire, văd că ești foarte mulțumit sau mulțumită de alegerea pe care ai făcut-o când ai mers spre această persoană, pentru că îți dorești exact acest tip de organizare, acest tip de relație cu cineva foarte serios. Și haideți să vedem și următoarea carte. Iată că aceasta este Doiul de Spade. Această carte aduce în discuție un mic blocaj pentru acele persoane dintre dumneavoastră care încă nu sunt foarte hotărâte în legătură cu ceea ce își doresc pentru viitorul lor, da? În sensul că este posibil să mai aveți la orizont încă o altă persoană, încă o altă șansă, încă o altă oportunitate la iubire. În acest sens, văd că ați putea pendula un pic, da? Sau ați putea sta în nehotărâre. Dar cu luna aici care se vede pe cer, este clar că vă veți deschide din ce în ce mai mult spre această relație care, iată, este de suflete gemene, suflete perechi și pe care nu o puteți ignora în viețile voastre. Vă veți orienta din ce în ce mai mult spre acest parteneriat al vostru pe care îl trăiți în prezent și din acel moment văd că nu va mai exista niciun dubiu în privința dorințelor voastre. Haideți să vedem mai departe și o carte din Lenormand. Iată că a căzut deja această carte. Of, Doamne! Această carte cu numărul 13, care reprezintă o fetiță. Această fetiță poate fi copilul dumneavoastră, da? Poate că aveți o relație specială cu acest copil, cu această fetiță. Văd că acest copil vă face foarte mândru sau foarte mândră. Sau de asemenea poate fi copilul dumneavoastră interior, da? Rămâne de văzut cum veți stabili dumneavoastră în cele ce urmează această relație specială cu copilul vostru interior, cum vă veți da voie în perioada care urmează să vă mai jucați din când în când, glumesc, nu să vă jucați propriu, da? Dar să lăsați bucuriei să intre, să lăsați bucuria să intre în viețile voastre, da? Despre joc și joacă sub formă de flirt, poate că este vorba în ceea ce vă privește. Așa, și haideți să vedem și o carte din oracol. Iată că despre acest mesaj vine vorba pentru voi, este vorba de încredere. Această situație te cheamă să ai încredere în el sau în ea, da? Așadar, dragul meu sau draga mea, dacă ți s-a știrbit această încredere în persoana dragă, iată că începând din acest moment poți să îi acorzi acestei persoane din nou încrederea pe care i-ai acordat-o la început, pentru că aceasta o merită. Da? Acestea fiind spuse, dragii mei, aceasta a fost etalarea mea de azi. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!